Iașul ar fi putut avea mai multe investiții în ultimii 30 de ani, spun autoritățile. Consiliul Județean Iași a prezentat un raport de activitate din primii 2 ani de mandat. Lucrurile ar fi putut arăta mai bine, spune Costel Alexe, președintele CJ Iași. Însă ultimii ani au fost marcați de pandemie și războiul din Ucraina, motiv pentru care s-au înregistrat decalaje și amânări ale unor investiții. La 2 ani de la mandat, conducerea Consiliului Județean Iași a prezentat un raport al activității desfășurate până acum. Mai exact, proiectele de dezvoltare care au fost implementate. Președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, a declarat că Iașul ar fi putut avea mai multe investiții, însă nu a avut o echipă puternică în administrație și că din acest motiv multe proiecte mari nu au putut fi terminate. Dacă este să dau vina pe cineva, cred că aș putea găsi doar 2 vinovați. Pentru cum ar fi putut să arate Iașul astăzi? 3. În primul rând pe mine, în al doilea rând pe faptul că și eu și dumneavoastră am avut așteptări mult mai mari în ceea ce privește resursele pe care ar fi trebuit să ne bazăm în acești 2 ani de zile, și al treilea, birocrația. Pentru că trebuie să recunoaștem, o spune un mare clasic al literaturii, timpul nu mai are răbdare cu noi. Și din păcate fiecare zi care trece în detrimentul dezvoltării județului nostru și din nefericire de contul sau factura sau actualizările cu tot felul de ordonanțe, tot noi, Consiliul sau noi ieșenii, trebuie să le acoperim. Pe de altă parte, consilierii județeni PSD spun că unele proiecte au întâmpinat dificultăți chiar din cauza conducerii instituției. Domnia sa n-are cum să gândească limpede după atâtea probleme pe care și le-a creat de unul singur. Nu numai lui. Probleme nu se le-a creat numai lui și tuturor celor cu care a intrat în contact. Știți foarte bine toate derapajele pe care le-a avut din punct de vedere legislativ, pentru că numai un om inconștient poate să facă astfel de lucruri din poziția pe care o are încă. Mai mult decât atât, actuala conducere a CJ Iași spune că județul putea să aibă mai multe investiții în infrastructură. Gândindu-mă la cei 30 de ani de administrație, vă mărturisesc că Iașul ar fi putut să arate mult mai bine. Gândindu-mă la acești 2 ani de zile, îmi dau seama că am fi putut face mai multe. Dar chiar și așa, pentru că dacă stau și mă gândesc, noi cei prezenți, indiferent de funcția pe care o ocupăm astăzi, nu am avut o zi în care practic să guvernăm sub auspicii de pace sau fără pandemie. În ciuda tensiunilor din cadrul plenului Consiliului Județean, proiectele importante pentru Iași au fost votate în unanimitate de toți consilierii județeni, indiferent de formațiunea politică din care fac parte. Absolut, în toate proiectele, acolo unde au fost de interes cetățenesc, indiferent că e un primar de la PNL, de la AUR sau de la PSD, n-a contat niciodată. Eu tot timpul am fost de acord cu proiectele care aduc binețe județului și cetățenilor județului Iași, fără niciun fel de probleme. Noi, consilierii PSD, am votat în unanimitate toate proiectele județului, acolo unde n-am văzut acele derapaje. La eveniment au fost prezenți primari din județul Iași, angajați ai Consiliului Județean și ai altor instituții ieșene, dar și directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Vasile Asandei.